Într-o hartă cu stadiul de distribuire a tabletelor pentru elevii proveniți din familii defavorizate, județul Buzău figurează cu un procent de aproape 50% asigurat din totalul necesar. Până acum la Buzău au ajuns 2800 de dispozitive destinate orelor online. Dintr-un necesar care a fost luat din baza de date din SIR, de aproximativ 6200 de tablete pentru județul Buzău, am primit în zilele de 4 și 5 decembrie 2800, o primă tranșă. Tablete care au fost distribuite în aceeași zi școlilor și în aceeași zi au ajuns și la o mare majoritate din beneficiari din elevii noștri. Acum sunt așteptate celelalte 3400 de tablete achiziționate de la Ministerul Educației. Urmează acum să primim diferența de 3400 de tablete, încât să acoperim și vom acoperi întregul necesar al județului Buzău, ținând cont că o parte din ele au mai fost achiziționate și de către unele UAT-uri. Situație în care le vom redistribui la alte unități de învățământ care au un necesar mai mare. Vin eșalonat, trebuie acoperită toată țara din Maramureș până în Constanța și cu siguranță și transportatorii și distribuitorii au și ei un grafic întocmit. Oricum, de venit vin cu siguranță. Potrivit oficialilor din Inspectoratul Școlar, restul de tablete ar urma să sosească cel târziu săptămâna viitoare. În data de 23 decembrie, elevii intră în vacanța de iarnă.